ziua! Bună ziua! Ne spuneți, vă rog, pentru Editocnița, ce plănuiți, ce proiect faceți aici? Da, sigur. Deci eu cred că mă prezint nu ca șef secției cultură, dar ca președintele asociației Cernobâl din Raionul Ocnița. Și l-am, deci, alături pe sculptorul Eric Perjoschi. Și plănuim aici, deci, vrem către cei 30 de ani a tragediei centru nuclear de la Cernobâl. Și am vrea că această dată, de ca, deci nu s-a primit către această dată, puțin mai târziu, dar anume dedicată acestor 30 de ani, să ridicăm un monument, eu știu, un simbol, un piatră comemorativă, cum am putea să o numim, anume tuturor celor lichidatori a consecinței avariei de la Cernobâl. De ce? Pentru că pleacă cu românul în față foarte des. Deci aveam și câteva statistici și câteva date statistice. Numai de la începutul anului până în luna februarie au plecat 8 camarazi, așa zis, de ai noștri. Și am vrea ca să lăsăm această piatră, această memorie pentru copii, pentru nepoți, ca să poate să depună o floare la acest monument pentru bunic, pentru tată, pentru frate. Și chiar și soră, pentru că și femeia au participat, eu singur sunt participantă, de cele și o zi. Să vă fie într-un ceas bun. Mulțumim. Și să vă ajute Domnul. Dar la ce etapă vă aflați acum? La schiță de la proiect. La schiță de proiect. De ce zicem așa? Că această schiță de proiect a fost deci vreo 2-3 săptămâni, undeva la 3 săptămâni deja îndeplinite. Mai mult ca atât am scris, așa zis. Am expediat niște mesaje pentru toți oamenii buni credințe, deci din Orița, în special pentru cei care ne-ar părea nouă că au posibilitate să ne ajute la ridicarea acestui monument, deoarece, într-adevăr, noi vrem să-l edificăm din sursele ce vor fi strânse de la oamenii de bună credință. N-am apelat la Reor, că știm care sunt condițiile acum, aia sunt foarte timpuri grele financiare. Și sperăm că rămânem în speranță, de totuși cu ajutorul, am zis, repet, a oamenilor cu credință, vom edifica în momentul ăsta. În ce etapă mai suntem, am avut câțiva donatori deja care ne-au, așa zis, ne-au venit în întâmpinare, chiar domnul Alexandru Grosu, deci ne-a oferit o mașină mare în Camaz pentru a duce, pentru a duce piatra din Cosăuți, care, deci, Eric deja era fixată, era programată și nici de cum nu puteam aduce. Ne-a oferit transportul fără plată. Iată dimensiunile de 3 metri pe... Primelată de 1 metru jumate pe 50. Și înălțimea la 3 metri, da? Peste 3 metri. Deja piatra este la Lincăuți, la baștina sculptorului nostru Eric Perjoschi. Cernobâlienii, singur participantul, a venit, vă zic, cinstit, de ce doare sufletul, totuși că a venit și a adus 400 de lei și a zis, Doamne, mi-l atât a trebuit să mai dau. Cu lacrimi în ochi, a zis așa, eu într-adevăr vreau să știu că copiii mei, nepoții mei, o să aibă unde să depună floare. Deci sperăm că și ceilalți se vor trezi, vă zic că am expediat, cred că mai mult de 60-70 de scrisori, absolut în tot raionul, atât la consiliul raional, la toți consilierii raionali, vă zic, la oamenii și reprezentanți, și la lideri, și la... Sperăm că vom avea surse de izbândă. Este pentru prima dată, prima dumneavoastră lucrare în schițată raion, în raion, da, dar în Republică? Și de mai aveți? Sau în genere, asta e prima dumneavoastră? Tabere de sculptură, da. În România, multe ediții, multe participări și cam lucrări de asemenea format, de la 3.000 de metri, făcute în 2 săptămâni. Clar că nu cu metal, cum s-au propus aici, dar cam de mărime asta. Și acum dumneavoastră v-ați angajamentul de a ridica acest monument și a-l duce la bun sfârșit? Da. Angajamentul, da. Da. De unul singur? Sau aveți o echipă care să vă susțină? O să mă susțină și la Cernobâlienii. Am vrea să-i mulțumim și agentului economic, până când nu este, nu sunt materialele la loc, dar domnul Marcenco ne-a promis că atunci când începem lucrările, numai decât o să ne
deci singur o să ne aduc, nici nu necesit să mergem noi să îngărcăm și acel nisip și acel pietriș și acel pentru piatră de pavaj o să ne ajute, deci asta o să fie contribuția lui, care sperăm că într-adevăr se va îndeplini și acest lucru. Aș vrea să menționez de cine ne aflăm anume la acest loc, deoarece deja s-a făcut totul setul de documente pentru ședința Consiliului Local a orașului Ocnița și deci de către specialiști ne-au fost deja apreciat acest loc, rămâne așteptăm ședința Consiliului pentru că următoarea etapă să fie deja setul de documente pentru edificare. Ne-a susținut aici și primăria orașului Ocnița, pentru ce într-adevăr le mulțumim. Va fi un loc frumos, un loc la viziunea, în viziunea tuturor ce vor trece pe alături și sperăm că, într-adevăr, nu doar flori, dar și cuvinte frumoase vor fi spuse la adresa tuturor cernăculenilor. 2700 de lei, adică 400, 1000 președintele raionului, 1000 domnul Gaidău, 400 de lei cernobuleanul nostru și 300 Edith Ocnița. Iată acestea, până când la momentul actual avem doar 2700 de lei. Să rămânem în speranță încă ceva, că la data 22 aprilie, atunci noi ne-am programat, va avea loc manifestarea dedicată acestei date tragice și cernobilenii, participanții la Cernobâl, toți au pus că mai decât o să-și aducă aportul. Deci dacă o să fie câte 100 de lei, încă vreo 2500 noi strângem chiar de la noi, de la Cernobâleni. În rest, rămâne în așteptare.